Deci uitați-vă că acolo am pus hrană și am scos puișorii la această pereche. Perechea mănâncă și am scos un recipient unde să pun hrană și uitați-vă, puișorii copiază tot ce fac alți porumbei. Deci ce fac părinții, fac și puișorii. Așa se învață un puișor să mănânce singur. Deci uitați-vă la acest puișor, este sorzat până la urmă, un sorzat diferit, nu știu cum să-i spun. Deci, după ce puișorii au mai mult de 20 de zile, puteți să-i scoateți în crescătorie, jos din cuib, și să-i puneți cu părinții. Trebuie să observați dacă nu-i bate alt porumbel. Dacă îl bate vreo unul, închideți-l și veți avea un bun rezultat, așa, dacă faceți asta. Deci eu vă recomand să faceți acest lucru, să scoateți puișorii. Uitați-vă că la mai mare se învață, ciugulește, îl avânăt, uitați-vă. Deci sper să vă fost folositor acest videoclip. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Dacă vreți, distribuiți acest videoclip cu prietenii voștri. Apăsați pe butonul de like. Pa, pa! Ne revedem data viitoare.